Ținta principală a lucrărilor pentru extinderea rețelei de gaz în cartierul Burdujeni-Sat este racordarea școlii gimnaziale numărul 6, până în iarnă. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. Totodată, edilul șef al Sucevei a lansat și un apel către viitorii beneficiari de gaze naturale. Lucrurile merg binișor acolo, s-au pus pe 5 străzi, s-a pus deja gazul metan, s-a tras conducta, Lev Tolstoi, Pietrerie, Tiberiu Popea, Vasile Pârvan, Pictor Panaiteanu. Cei de la EON, care suntem parteneri în acest proiect, au spus că de săptămâna viitoare vom începe lucrările la gază de conductă magistrală, care fiind montată în asociere cu Primăria Municipiului Suceava. Eu îmi doresc ca până la sfârșitul anului să începem să furnizăm gaz metan în Burdujeni-Sat și o țintă specială este alimentarea școlii generale numărul 6 în cartierul Burdujeni-Sat cu gaz metan. Sper să se întâmple așa, merg binișor lucrurile acolo, contractul cu banca, așa cum se știe, este asigurată finanțarea, lucrurile merg, la fel insistăm să aducă forță de muncă suplimentară cei de la TES Prima să realizăm cât mai multe străzi. Investiția are o valoare de peste 3,7 milioane lei fără TVA și presupune extinderea rețelelor de gaz pe 33 de străzi, unde sunt peste 1300 de imobile. Durata de realizare a lucrărilor este de 36 de luni.